Scrierea și citirea fracțiilor. Să observăm. Un întreg, un întreg împărțit în două, un întreg împărțit în patru. O singură parte sau mai multe părți luate dintr-un întreg împărțit în părți egale reprezintă o fracție. Să vedem cum scriem o fracție. Așadar, avem un întreg împărțit în două. O jumătate sau o doime scriem ca și fracție astfel, 1 supra 2. 2 este numitorul și arată în câte părți a fost împărțit întregul. 1 este numărătorul, arată câte părți egale au fost luate în considerare. Orice fracție are numărătorul diferit de 0. Linia de fracție indică operația de împărțire. Să luăm câteva exemple. Dintr-un întreg împărțit în două, luăm în considerare o parte. 1 supra 2. Dintr-un întreg împărțit în 4, luăm în considerare 3 părți. Dintr-un întreg împărțit în 8, luăm în considerare 2 părți. Dintr-un întreg împărțit în 6, luăm în considerare 4 părți. Să vedem cum vom citi aceste fracții. O parte dintr-un întreg împărțit în două vom citi o doime, 1 pe 2 sau 1 supra 2. 3 părți dintr-un întreg împărțit în 4 vom citi 3 pătrimi, 3 pe 4 sau 3 supra 4. 2 părți dintr-un întreg împărțit în 8 vom citi 2 optimi, 2 pe 8 sau 2 supra 8. 4 părți dintr-un întreg împărțit în 6 vom citi 4 șesimi, 4 pe 6 sau 4 supra 6. Să vedem cum se clasifică fracțiile. Când numărătorul este egal cu numitorul, fracțiile sunt fracții echiunitare. Când numărătorul este mai mic decât numitorul, fracțiile sunt subunitare. Când numărătorul este mai mare decât numitorul, fracțiile sunt supraunitare. Fracțiile supraunitare reprezintă mai mult decât un întreg.